Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Dragi prieteni, în această ediție de Sport News, alături de noi prin Skype va fi David Lazar, portarul Astrei Giurgiu, și în partea a doua emisiune îl vă cunoaște pe Marius Pena, un fost fotbalist care a câștigat campionatul cu Oțelul Galați și golgheterul echipei. Rămâneți cu noi! Salutare, dragi prieteni, în această ocazie alături de noi este David Lazar, portarul Astrei Giurgiu și portarul Naționalei României. Îți mulțumesc, David, că ai acceptat invitația mea și mă bucur foarte mult că ești alături de noi prin intermediul Skype-ului. Te salut, da, cu drag. Sunt foarte curios să aflăm multe de la tine și cred că și de respectatorii noștri. Vreau pentru început să ne mai relaxăm așa, să-mi povestești cum ai început tu să joci fotbal. Care sunt primele amintiri ale tale cu mingea de fotbal, să te întrebă mai așa, mai pe larg. Da, îmi dai seama, de mic copil îmi plăcea să bat mingea pe Maidan, cum se zice la noi la țară, și eram toată ziua, cred că mai ales în vacanțele de vară, când nu eram la școală, eram tot afară cu mingea, cu prietenii, cu... Tu de unde ești? Din ce zonă? Deloc, sunt din Tileag. În Bihor, din partea... Oradea, din Oradea, da. Și eu am stat în Oradea când eram mai mic, orașul meu preferat, îmi place foarte mult zona și e foarte frumos acolo. Ai fost întotdeauna portar, ți-a plăcut să stai în poartă? Sunt două tipuri de copii, bine, unii sunt mai rari. Am citit ceva de ce a spus Casillas, că visul lui de când era mic era să salveze cele mai frumoase goluri, nu să le dea. Care a fost visul tău, să zic așa? Da, sincer, da, îmi plăcea și de mic încă portar, dar în același timp îmi plăcea și atacant să dau goluri. Și când și de multe ori și când în vacanțele competiționale, când mai acestea mai lungi de vară și de iarnă, mai mergem cu băieți la sintetic, la 5 contra 5, cum se zice. Da, da, da. Și de multe ori joc numai pe teren, adică în atac. Bine, îmi dau seama că dacă tu ești portar de obicei, mai e chiar să și alergi. Oricum, și dacă ai sta în poartă la 5 la 5, nu cred că ai primit niciun gol, sincer. E poarta mică și e cam greu. Nu, dar nu prea îți mai vine să mai stai, mai ales joci de plăcere, te relaxezi fără nicio presiune. Nu pierzi, nu câștigi nimic, adică joci cu prietenii mai mult de... Cum ai ajuns la fotbal? Am citit un articol despre tine că tu începusei cu handbalul, de fapt. Poți să-mi povestești puțin? Da, chiar acolo în sat, la mine, în Tileag, eram la școala generală și cam din clasa 5 am început să joc handbal, dar între timp mai jucam fotbal, dar nu eram legitimat la nicio echipă. Și într-o zi a venit un antrenor, fost portar și dânsul, care păstrez încă legătura cu el, aveam 10 ani când... Era 10-11 ani. Da, da. Și a spus că vrea să fac o echipă, să jucăm în campionat regional acolo. Și am zis că să vorbească și cu profesorul de sport, că eu sunt și la handbal, dar îmi place și fotbalul, adică cel mai mult îmi plăcea fotbalul. Voiai să renunți la handbal și să te duci la fotbal sau voiai să le faci pe amândouă? Ce te gândeai atunci? Ca să nu supăr nici pe profesorul de sport, vreau și handbal, că mă descurcam foarte bine și la handbal. Și tot așa, jucam și în poartă și pe teren, jucam inter dreapta, stânga la handbal. Dar am început ca portar, tot așa la... Și cum ai ajuns la primul club de fotbal? Cum te-ai legitimat? Care a fost povestea? Da, la început aveam, cred că, 11 ani deja și acela antrenor, Boni și Ioan, pot să spun și numele? Da, poți să spui numele, dacă a fost un mentor de-al tău, poți să-i mulțumesc, să-l menționezi? Da, care și acum păstrez legătura și foarte bucuros. Și la ce echipă? El din prima a spus, a zis că nu se lasă până 2-3 jucători să ajungă în Liga 1 și minim unul să ajungă și la Națională. Deci el... Chiar vorbeam zilele trecute cu dânsul și reaminteam vorbele
care ne le-a spus atunci și... Deci tu, din băieții aia trei din Liga I, tu ai ajuns la Națională. Din păcate, sau zic, numai eu am ajuns și Liga I și la Națională. Că n-a ținut foarte mult echipa aia care a înființat-o dânsul. Cum și... se numea echipa? Pro Juventute Tilian. Oh, ok, deci era de acolo, de la tine. După, da. după echipa asta ce a urmat? Bănuiesc că te-ai transferat după undeva, echipa, nu? Aceasta a urmat tot acolo în sat la mine, Liga 5-a. Deja aveam 14-15 ani și jucam la senior, la vârsta aceea. Erai portar. Deci eram portar, da, și colegii mei erau toți, aveam și de 37-38 de ani. Știu că am jucat și eu puțin Liga 5-a și intra 4-a aici în București, tot așa eram și eu cel mic, aveam 15 ani și era puțin ciudat, așa fiind cel mai mic, nu știu dacă și pe tine te puneau să aduci mingile, să faci toate lucrurile astea. Da, da, dai seama, știi cum e. Da, cum se face. Și am reușit să, ceea ce a fost important, că din prima cu antrenorul acesta care... de care ți-am spus, am început să fac antrenamente specific de portar, ceea ce în vremea aceea nu se făcea. Nu se făceau, dar el fiind fost portar, am făcut cu el. După aceea, când am mers la Liga 5, dânsul, cum să zic, l-a înlăturat de la echipă, sau cum să zice, s-a înființat FC Tileag și l-a înlăturat. Dar bine, am păstrat legătura în continuare și am avut șansa să lucrez cu alt antrenor, Kirai Geizo, tot de acolo din sat, din Tileac, și cu dânsul am reușit să continui antrenamente specifice. Ai început să progresezi. Să progresez. Liga 5, Liga 4, jucam, țin minte, jucam și la, erau juniori pentru Liga 4 și după aia jucau seniori și jucam și la juniori și la prima echipă. Erai destul de ocupat, erai căutat. Da, aveam două meciuri, practic, în acea zi. Ca portar puteai să joci, nu era restricții de ore. E puțin dificil, că e și puțin stres, mai la vârsta aia când ești mai mic, te stresezi puțin mai mult. Nu știu, eu așa eram. Da, sincer, eu da, bine, depinde de antrenor, ce credere îți dă. Da, mă bucuram să joc cât mai mult. Țin minte, după Tileag am ajuns la Paleu. Ce, unde Liga e? Pastra. Ok. Paleu e la vreo 7 km de Oradea. A, tot în zona aia, ok. Da, da. Și acolo avea o echipă în Liga 4, în Liga 5 și juniori. Și țin minte, am jucat într-o zi la juniori, la Liga 4 și a doua zi am jucat la Liga 5. 3 meciuri în 2 zile. Aveai programul full. Da. Cum ai ajuns în Liga 3 și cum ai debutat? Știu că... Eu ți-am spus că sunt prieten cu Iulia Mamele, cu Billy, am filmat și cu el mai de mult o emisiune, vreau să-l chem și aici în studioul ăsta nou să filmez cu el. Știu că tu acolo parcă ai debutat, din câte mi-aduc aminte, nu sunt sigur. Poți să-mi spui tu? Da, am debutat la Pandori. Am vrut să mai zic ceva, scuze-mă să mă reîntorc. Spune, la Paleo, tot așa am avut un antrenor care și dânsul a fost portar mare, Pap Deac. Deci tu ai luat de la fiecare antrenor de la fiecare, ceva, da. Și deci ai progresat. Așa mi-a ajutat Dumnezeu să am parte chiar de la vârsta aceea fragedă de antrenor de portar. Și am trecut prin mâna fiecăruia, cum se zice, știi? Și deja cu Pap de aia am... A început să ai rezultate și mai bune. Da, da. Și de acolo am plecat la Voința Sibiu, în Liga 3-a. Am promovat cu ei în Liga 2 și de acolo am plecat la Pandurii. La Pandurii... Cum a fost perioada asta la Pandurii? Că știu că tu ai fost în perioada aia de gloria Pandurii, să zic, când au jucat și în Europa League și când a fost o perioadă foarte frumoasă. Da. Primul an am avut antrenor pe domnul Petre Grigoraș, care îi mulțumesc foarte mult. Dânsul m-a propulsat în Liga 1, m-a debutat, cum se zice, și avea mare încredere în calitățile mele și îi plăceau foarte mult tinerii, jucătorii tineri, și nu conta că... Și chiar țin minte, m-a debutat într-un moment critic al echipei, adică eram și la retrogradare și aveam nevoie și de rezultate. Și am pierdut primul meci
mi-aduc aminte, nu o să niciodată, și marcatorul la Târgu Mureș. Târgu Mureș avea echipă foarte bună. Știu, a fost anul ăla bun. Da, da, aveau și jucători împrumutați la CFR Cluj. Și am pierdut 1-0 în minutul 94. Practic aproape ultima fază. Apărasem foarte bine tot meciul și am primit gol în minutul 94. Cred că ți-a rămas, o să-ți rămână asta în minte toată viața. Dar până la urmă, chestiile astea te călășesc, te fac din ce în ce mai bun, că din astea învățăm, știi? Da, apărasem foarte bine meciul și chiar după meci, la interviu spunea domnul Petre Ghiuraș că azi am pierdut meciul, dar am câștigat un portar. Cum te-ai simțit când ai auzit declarația asta pe care a spus antrenorul tău? Îți dai seama, o încredere și mai mare. Și chiar dacă am luat gol în prelungire, că aproape ultima fază, următorul meci chiar am câștigat. Am jucat cu Universitatea Cluj și aveam 19 ani numai. Oricum, erai destul de tânăr. Știu că îmi zicea Iulian că tu nu primeai niciun gol la antrenamente. Așa îmi povestea. Se vede că a fost colegul de cameră. Acum că, uite, a anunțat Tătărușanul că s-a retras de la Națională, ai vreo așteptare? Știu că tu ai fost convocat de curând pentru prima dată. Cum a fost experiența asta pentru tine și ce poți să-mi spui despre asta? Da, îți dai seama. Ca oricare, cred că jucător se gândește, dar sincer eu mai mult am visat, dar dai seama, devin realitate dacă mai ales că tu ai spus crezi că cu adevărat e... și da, nu știu, am prins un an foarte bun, intram cu asta pe locul 3 și cred că munca mea a fost apreciată. Ai avut meciuri destul de bune și colegi și ești și constant. Contează mult treaba asta. Da, da. Și deja am ajuns la o maturitate. Se zice că un portar copt ajunge de pe la vreo 27-28 de ani în sus, la o maturitate în poartă. De aceea ai văzut, Buffon are 42 de ani și încă joacă. Da. Păi și sunt mulți portari care oricum ei joacă mai mult. Adică majoritatea portarilor se opresc mai devreme decât un portar. Da, da, portarii o duc. Cred că la 34-35 cred că mai în formă, mai. Cum te-ai simțit când te-a chemat Rădoi la Națională? Sincer, puțin mă așteptam, dar mai mult eram îndoielnic așa. Nu știu, o bucurie, chiar un suporter, fanda meu, m-a anunțat pe Instagram și eu zic, cum deja? Și după aceea m-am uitat pe site-ul Federației, am văzut și n-au trecut 5 minute și m-a sunat de la Națională, magazionerul, team managerul, m-a sunat de la club, a început să înroșească telefonul. A început să sune telefonul și să se bucure lumea pentru tine. Da, mă bucur că munca mea a fost apreciată și... Știu că tu ai avut pe cineva în spate în tot acest timp de când ești fotbalist. Știu că tu ești credincios. Cum crezi că te-a ajutat Dumnezeu în perioada asta? Mi-ai spus și mai devreme că crezi în Dumnezeu și ai mai multe de spus despre asta. Ce poți să-mi spui? Da, îți dai seama. Pe primul plan, să zic că este credința în Dumnezeu și... Că și toate lucrurile astea sunt trecătoare. Viața asta e scurtă. Numai Dumnezeu știe zilele câte ai rânduite de la El. Și pentru mine e ca o meserie. Adică nu până la urmă o tratez altcumva. Și Dumnezeu chiar a fost și a lucrat la viața mea în tot acest an. De multe ori am vrut să cedez, dar ceva în inima mea spunea, hai că mai poți. Și important și familia și... Asta urma să te întreb, dacă ai avut momente în care ai vrut să cetezi și de familie. Te-au susținut părinții de când erai mic? Să-ți dau așa o poveste. Spune, mai, sunt curios. Tatăl meu și fiind credincioși, spunea că e anturajul și
de la fotbal și nu vrea să mă lase nici cum. Sincer, mergeam la antrenamente pe geam, eram mic și când vineam știam că mă bate și ăsta, dar îmi plăcea și îmi place prea mult fotbalul. Și până la urmă ți-a dat un scop, știi? Mulți tineri n-au nicio țintă, tu ți-ai găsit ținta asta destul de devreme, să ajungi portar și să ajungi la națională și până acum văd că ți-a cam reușit tot ce ți-ai propus. Și a meritat să, uite, cum ai spus tu, să primești o bătaie după ce ai fugit de acasă. Da, da. Antrenamente. M-a așteptat cu reaua, cum se spune. Dar sincer, nu, acum că sunt și eu părinte și înțeleg cât de greu e copiii și că îi spunea la tati că de ce nu mă bătu mai mult, știi, să fiu mai disciplina mai. Și chiar îmi aduc aminte cu el și mai râde, mai... Când mai povestim și mergeam pe geam și vineam înapoi. Acum ce spune, că... după ce ai ajuns și portar în Liga 1, ai jucat și la națională și o să înceapă greul, cred, pentru tine. Greul, să zic așa. Cel mai frumos. E foarte fericit și tot timpul a fost lângă mine și chiar dacă zicea, uite, o văzut că credința era pe primul loc, chiar dacă mai aveam meciul duminica și acesta, dar o văzut că chiar dacă am mers la fotbal și ziceai la anturajul și ăsta, totdeauna puneam pe Dumnezeu pe primul plan, nu fotbalul. Și asta cred că l-au determinat să mă lase până la urmă. Cred că au contat și asta pentru Dumnezeu, să, uite, ai ajuns până aici și cred că și datorită lui. Da, da, normal, că în Biblie scrie căutați mai întâi împărăția cerurilor și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Vi se vor da pe deasupra. Și asta am încercat întotdeauna, să nu zic că nu-s perfect, nu este nimeni perfect sau fără greșeală, fără păcat, doar Dumnezeu, da? Mai greșește în viață, poate și fără să vrei, dar e important să te recunoști în fața Dumnezeu, să ceri iertare și să încerc să nu mai faci acele greșeli. Foarte frumos ai spus. Vreau să te întreb ce sfat ai dat lui David de acum 10-15 ani când era la început de carieră. Ce ți-ai spune tu, uite, de acum când ai aproape 30 de ani, dacă nu mă înșel, și ai prins toată experiența asta? Ce ai fi vrut să știi și n-ai știut la vremea aia? Sincer, nu știu, mai vorbeam și cu colegi mai tineri, i-aș îndemna să muncească mai mult, să nu se mulțumească cu puțin. Era o vorbă care mulți, cât ai muncit astăzi, mâine să muncești și mai mult. Uh-huh. Sau ceea ce ai făcut astăzi, mâine nu mai contează. Trebuie să... Eu nu o zi, trebuie să iei de la capăt să tragi tare din nou. Da, și lumea se așteaptă și mai și la mai mult de la tine. Și numai colegii și echipa, toți. Muncă, asta ar fi poate cel mai potrivit cuvânt. Muncă mai multă, chiar dacă poate nu ai o sală de sport adecvată, dar sunt o grămadă de exerciții. Bine. Pe YouTube acum care ți le faci, lucrezi cu propriul corp și... Dacă chiar îți dorești și ai ambiție, poți să reușești și fără nicio sală și fără nimic. Da, poți să te duci, poți să improvizezi. Undeva. Da, da. Sunt și parcuri acum, chiar ai multe posibilități în vremea asta. Vreau să te întreb care a fost cel mai dificil adversar pe care l-ai întâlnit. Adversar sau te referi la echipă? Mă refer la jucător în special, care ți s-a părut ție că a fost cel mai bun pe care l-ai întâlnit, cu care ai jucat, ai fost portar împotriva unui atacant destul de bun și poți să-mi spui și echipă dacă vrei, hai să le spunem pe amândouă. Da, am jucat în amical cu Beşiktaş, când eram la Astra și era un mijlocaș ofensiv, Talisca, brazilian. Quaresma n-a jucat? Sau nu mai la Beşiktaş? A jucat și Quaresma atunci, da. Foarte bun, dar el sincer nu prea dea la poartă, mai mult pasa, mai mult dribla. Da, el era pe stilul lui.
Și mai era atacantul, nu știu, Alvaro Negredo, care a fost pe la Sevilla, da, pe la Manchester City. Da. Și el a jucat în meciul ăla, dar mai era mai mult cu spatele, pivot, așa. Mm-hmm. Dar Talisca, în ciuda faptului că era foarte înalt și așa picioare subțire, dar avea o tehnică ieșită din comun și șut și... Și au mai fost jucători. Deci ăștia ți-au rămas ei așa. Sincer, cel, cum să zic, nașul meu care care totdeauna marchează sau ăsta e de la Craiova, Colic. Am cu el... Aveți meciul direct. În... Da, da, are cele mai multe goluri. Mm-hmm. Am cele mai multe goluri primite de la el în Liga 1. În rest așa nu pot să zici că am un atacant care mi-a marcat mai des ca el. Mm-hmm. Avem câteva poze cu tine, hai să ne uităm la ele, să mai povestim puțin și după o să închem. Hai să vedem, uite aici, unde erai, cu cine jucai, că nu prea îmi dau seama. Cred că prinsese eu minge aici. Da, aici eram Dunărea Călăraș. Călăraș. Mm-hmm. Da. Era Alexandru Tudor, arbitru. Aici ești un antrenament. Mi-a dat un fault. Aici un antrenament, da, eram în Turcia, un antrenament specific, un elastic care te trage înapoi chiar dacă... Sunt puternice elastice alea, dar văd că tu ai tras destul de tare de el. Uite aici, da, cu Alibec. Uite aici o fază interesantă cu Gabi Tamaș. Ah, Tamaș, scuze-mă. Cu noua regulă, i-am dat mintea direct la cap și mi-a dat cu capul înapoi. I-a florat indirect, eram cu Botoșani, am bătut și meciul ăsta 1-0. Și a repetat. Nu mai ai voie să... Dacă îți dă mingea cu capul, nu mai ai voie să o prinzi? Spune că e lipsă de respect... Aha, dacă faci așa, da. Am văzut faza, Liga 1 nu s-a făcut, dar am văzut în Europa League și am făcut și noi. Era să ne coste, da? Până la urmă, arbitru trebuia să repete faza, așa era regulamentul. Am înțeles. Uite, aici tot la antrenamente. Tot la antrenamente, aici eram în Slovenia. La cota 1800, la fel și aici cu Denis Alibek și... Nu știu, Romario Moise era. Aici într-un meci cu Sibiu, meciul acesta care a avut evoluție foarte bună, am câștigat 2-0, tot în Slovenia, aici un antrenament foarte explosiv și aici mai recent la națională. Aici văd că ai echipamentul național și... Da, da, meciul cu Belarus. La fel și aici. Cu echipa, foarte frumos. Felicitări, David, pentru tot ce ai realizat. Și acum, pentru că suntem la sfârșit, mai vreau dacă poți să dai un sfat pentru tinerii sportivi și pentru părinții care ar dori să-și dea copiii la fotbal sau la orice sport. Ce ai putea să le spui? Mulțumesc frumos. Sfatul meu ar fi să nu pună presiune. Păi trebuie să vină din interiorul lor, să le placă fenomenul acesta fotbal. Să vadă cu adevărat că vin de la ei, tati, hai, du-mă la fotbal, vreau din aia, vreau... Și să muncească cel mai mult, adică... Îți mulțumim, David, pentru tot ce ne-ai povestit și pentru tot ce ne-ai spus. Ca și cum ai făcut tu, n-ai renunțat niciodată până acum. Și da, acum chiar cred că nu o să renunți grele, pentru că ai ajuns destul de departe. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi până acum. O să urmeze un alt invitat special. Alături de noi a fost David Lazar, portarul Asterix Georgios. Mulțumesc încă o dată, David, că ai fost prezent. Și cine știe, poate cu altă ocazie o să pot să vin platou la noi după ce trece perioada asta cu coronavirus, să ne liniștim și să stăm față în față. Poate o să ai alte povești pe care poți să ne spui. Da, da, ar fi o carte să povestesc. Mersi, David, încă o dată. Mulțumesc și eu. Salutare, dragi prieteni, ne revedem imediat. De alături de noi este Marius Penaț. Mulțumesc, Marius, foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea să vii la emisiune. Vreau să încep prin a te întreba când ți-ai început tu cariera, când erai junior și la ce echipă și cum a început toată povestea ta și toată cariera asta frumoasă pe care ai avut-o. Bună seara și mulțumesc mult de invitație.
Fotbalul am început destul de tânăr, undeva de la 8 ani am început să joc la un club profesionist. Până atunci jucam în echipa școlii și de acolo antrenorul de la copii și junior m-a remarcat și mi-a spus să vin la o probă. Și așa, practic, a început cariera mea de fotbalist. Cine te ducea la antrenamente și cine a fost alături de tine în timpul ăsta? Chiar dacă tata a fost fotbalist și am crescut cu microbul ăsta, în sânge, pot spune, și tocmai de aceea m-am apucat și de fotbal, pentru că mi-a plăcut foarte mult, el, fiind în activitate în acea perioadă, a fost foarte greu să fie lângă mine și am rămas cu mătușa. În perioada aia ea m-a dus la primele antrenamente, dar după aia, fiind vremurile care erau, am început să ne descurcăm de mici. Undeva de la 9 ani deja străbăteam tot Bucureștiul și ajungeam până la 23 august singur. Foarte mișto. Cum te-ai simțit când ai început antrenamentele într-un cadru mai profesionist, să zic așa? Da, dacă tu jucai în curtea școlii. Cum ți-am spus, am făcut junioratul de la 8 ani până la 19 ani la postul Progresul FC Național, după ce s-a schimbat denumirea. Și undeva pe la 15 ani am început să iau contact cu prima echipă. În ce ligă juca prima echipă? Era în prima ligă. Chiar erau în perioada... la 15 ani? Nu, la undeva la 17 ani am debutat în prima ligă. Țin minte că era antrenorul Walter Zenga și a doua etapă chiar am reușit să înscriu. Și din pasta lui Dan Petrescu, vă dați seama ce bătrân sunt. Deja mă simt foarte bătrân dacă am jucat cu Dan Petrescu în echipă. Te-ai simțit tare atunci, Dan Petrescu fusese și la Chelsea? Sau... Da, avea o echipă foarte bună atunci și FC Național. Știu că s-a bătut la titlu până în ultimele etape. Chiar în ultima etapă au pierdut campionatul în fața celor de la Dinamo, parcă. Au pierdut meciul... Eu de la Craiova. Foarte mic pe atunci, da. Mi-aduc aminte. Tocmai de aia spun. Chestii. Avea o echipă foarte bună, cu Sabin Ilie în atac, Sergiu Radu, Radu Niculescu, jucători cu nume. Petre Marin, Carabaș, foarte, foarte mulți fotbaliști care au jucat mulți ani în prima și a ligii întâi. Te-ai gândit vreodată că ai fi putut să fii altceva în afară de fotbalist? Sincer, nu m-am gândit niciodată. Cred că de mic mi-am format și mi-am urmat țelul ăsta pentru a deveni fotbalist. Cred că am fost focusat doar pe chestia asta și cred că am făcut bine pentru că m-am dedicat 100% fotbalului. Când, după ce ai debutat, ce a urmat în cariera ta? Care au fost echipele la care ai fost și după ce ai terminat contractul cu FC Național? Da, a fost o perioadă grea după aceea pentru mine. Practic eram junior la FC Național. Și am ales să plec în Rusia pentru o scurtă perioadă, fiind junior și neavând contract de profesionist cu clubul, am ales să plec pentru o perioadă în Rusia. Am reușit să dau o probă acolo la Torpedo Moscova, am fost acceptat de cei de acolo, am semnat un contract pe 3 ani. Din păcate, după 6 luni, cei de la FC Național au făcut un memoriu la FIFA, la UEFA și practic mi-au stopat și mi-au întrerupt contractul cei de la Torpedo Moscova. Și practic am stat jumătate de ani, n-am jucat nicăieri și a trebuit să o iau de jos din nou. Da. Practic am stat un an jumătate fără să joc la o echipă. Antrenamente ai făcut sau...? Ți-am zis, primele 6 luni n-am putut face antrenament, n-am putut face nimic într-un cadru la un club profesionist. Cum a fost foarte greu. După ce a trecut perioada asta de 6 luni fără antrenamente? Greu, foarte greu. Îți dai seama că am luat-o de la început, am luat-o de la zero. Nici nu mai aveam moralul pe care l-aveam înainte, pentru că debutasem deja în Liga 1 și mi-a fost foarte greu, pentru că am luat-o de jos, practic am luat-o de la Liga 3, dar cu multă muncă și după aia am reușit să ajung în Liga 1. Cu ambiție, că văd că ești un tip ambițios. Da. Vreau să te mai întreb, ce le recomanzi tinerilor care își doresc să facă sport, dar sunt destul de lini, nu știu dacă știi că generația mea și generația asta mai mult stă pe calculator, ne place treaba asta. Da, într-adevăr, sunt alte oportunități, alte lucruri care primează în ziua de azi. Fotbalul este mai greu. Din păcate, nici fotbalul românesc nu mai te împinge să faci sport tu ca tânăr. Nu mai avem idolii pe care îi aveam înainte. Noi am crescut care cu Hagi. Care era idolul tău când erai mic? Normal, era Hagi în acea perioadă. Toată lumea, când ieșeam pe stradă, știam că Hagi, Răducioiu. Tocmai de aceea, în ziua de azi e greu să-ți mai găsești idoli în fotbalul românesc. Dar cum ți-am spus, dacă iubești și vrei să faci sportul ăsta, trebuie să te dedici în totalitate. Trebuie să fii profesionist și, fiind vremurile astea, trebuie să muncești mult mai mult. După perioada din Rusia, ce a urmat? Te-ai întors în țară? M-am întors în țară. Am fost o perioadă pe la Rapid. Pe la Rapid 2 făceam antrenamente cu cei de la Rapid 2, fosta electromagnetica. Și, adică jucam la Rapid 2 Electromagnetica și făceam antrenamente cu prima echipă. Țin minte că eram
perioada în care era Răzvan Lucescu și chiar am prins de vreo 2 ori lotul primei echipe. De păcate n-am debutat și chiar o amintire cu Răzvan Lucescu și cred că sigur să mă întrebe parcurs ce antrenor m-a... Da, vreau să urma să te întreb, da, ce antrenor te-a marcat. Tocmai de aia, ca și antrenor care m-a marcat în acea perioadă, având 17-18 ani. Țin minte că m-a trimis la încălzire Răzvan Lucescu și mi-a spus, era scurt de 2-0 pentru Rapid, și mi-a spus, du-te că te introduc să debutezi pentru noi. Din păcate, adversarii au marcat un gol, nu mai știu cu cine jucau, cu Bistrița parcă, și n-am mai intrat. S-a schimbat tactica și... Nu te-ai supărat când... Nu m-am supărat, eram copil, vă dați seama, eu mă bucuram că sunt în lotul primei echipe în acea perioadă. Și primul jucător care a vorbit după meciul acela a fost cu mine și mi-a explicat de ce nu m-a introdus pe mine, ce modificări tactice. M-a impresionat pentru că eram un nume, nu aveam un nume în fotbal românesc, eram un copil, dar el are să-mi explice mie de ce nu m-a introdus în acel meci. Și pentru mine m-a marcat acel lucru. Foarte, foarte mișto treaba asta. Vreau să te întreb dacă ai vreodată vreo accidentare sau te-ai gândit, poate când erai mai tânăr, dacă să renunți la fotbal? Da, ți-am zis, a fost perioada asta cu reîntoarcerea din Rusia. Chiar m-am gândit, stând 6 luni acasă, ce chiar variant, am fost în vreo perioadă. Gândisei? Nu știu, tot mă gândeam în acea perioadă, nu știu, să mă angajez tot așa, undeva, pizzar, nu știu, să fac ceva, să încep să fac ceva. Aveam 18-19 ani și tocmai de aceea trebuia să încep să mă apuc de ceva. Deci te-ai reîntors în fotbal după perioada la Rapid? După acea perioadă am plecat la Vâlcea pentru o scurtă perioadă. Și după aceea, după Vâlcea, am semnat cu Concordia Chiajna din Liga 3-a, am promovat în Liga 2-a. În Liga 3-a am ieșit golgheterul pe toată Liga 3-a, am marcat undeva la 30 de goluri. Următorul an, la Liga 2-a, am marcat 20 de goluri, am fost al doilea marcator din Liga 2-a. Și imediat, în 2008, a venit oferta de la Galați. Cum te-ai simțit când ai primit oferta de la Galați? Ai acționat-o imediat sau ai stat puțin pe gânduri? Am stat puțin pe gânduri pentru că mă atașasem de Concordia Chiajna. Avusesem rezultate foarte bune, aveam un grup foarte frumos cu mulți prieteni pe care îi aveam aici în București și mi-a fost greu, dar era oportunitatea de a mă întoarce în Liga 1 și de-aia n-am refuzat. A fost greu mutarea de la București la Galați? Da, a fost foarte greu. Da? Ce a fost greu? Era greu gruperea asta de prieteni, de familie, dar... Eu plecând în Rusia, una e Galați, una e Rusia, deci mă simțeam ca în casă tot aici. Care bănuiesc că la Oțel a fost perioada ta cea mai frumoasă, nu? În care ai obținut cea mai frumoasă rezultate. Da, cea mai bună perioadă în cariera mea de fotbalist, cea mai prolifică perioadă și acolo practic a fost cu onoarea muncii mele. Care au fost cele mai frumoase momente pe care le-ai trăit tu ca fotbalist? În afara terenului și după în teren, vreau să te întreb. Prima dată în afara terenului, ai fost într-un cantonament, nu știu, poate când erai junior sau cu băieții de la Chiajna, dacă ziceai că te înțelegi. Da, vă dați seama, primul cantonament a fost cel cu FC Național, când am fost prima oară în Antalya, undeva în 2005. Câți ani aveai? 16 ani. Da, seama, nu ieșisem până atunci din țară foarte, foarte mult. Cum a fost experiența aia pentru tine? A fost foarte frumoasă. Ajung într-un hotel de 5 stele, cum era în perioada aia în 2005 și neștiind despre ce e vorba. Chiar eram cu prieteni de la care am făcut junioratul de la aceeași grupă de juniori. Vă dați seama, când am văzut atâtea deserturi acolo, ne puneam câte 4-5 în farfurie și ne certa Walter Zenga, care era antrenor. Băi, ce faceți, mă? N-ați mai văzut deserturi, prăjituri? E ziua voastră în fiecare zi. A venit perioada la Oțelul și știu că ați câștigat campionatul. Știu că tu ai marcat golul câștigător al campionatului, nu decisiv, să zic așa. Decisiv, a fost penultima etapă, meciul decisiv cu Timișoara acasă, în care echipa... Chiar da, și Timișoara. Timișoara, Vaslui, echipe care... Să băteau, erau multe echipe care se băteau, da, erau 5-6 echipe care se luptau pentru titlul atunci. Era foarte strâns în timpul ăla. Bine, pe noi nu ne-a băgat nimeni în seamă, nu făceam parte din grupul ăla. A fost un fel de Leicester City, cum a fost cam așa, în Anglia, recent. Da. Cum te-ai simțit când ai marcat golul ăla și după ai văzut ce s-a întâmplat și că ați câștigat? Da, cum ți-am spus, a fost meciul decisiv. Echipa care câștiga în acel meci era câștigarea campionatului. O satisfacție enormă, vă dați seama, mai ales după terminarea meciului, când practic tot stadionul a năvălit pe teren. Era tatăl meu lângă mine, mă striga și eu nu-l auzeam în vacarmul ăla, nici nu mai vedeam. Mai ales după aia, pe
Știu pe că străzi, au intrat fani pe teren. Da, 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 pe asta zic, au intrat practic tot stadionul, nu mai știam ce, uh-huh, ce se întâmplă acolo. Cine erau? Vreau să mă interviu cu Dorinel Munteanu. Când îi împigeau pe suporter, nu puteam să le am interviu. Avem câteva poze cu tine și după vreau să ne mai întoarcem să mai povestești mai multe, mai multe lucruri. Aici unde e? Uite, asta cu la Chiajna. Asta e de la Chiajna. Asta e mai recentă. Finalul carierei, da. Uh-huh. Asta e, cred că e de la meciul contra Chiajni. Că m-am întors prima oară la, împotriva Chiajni, ca adversar. Cum te simți când te-ai întors înapoi la Chiajna? Ca adversar. Da, cunoșteam foarte, foarte multă lume din, din club, mai ales cei din conducere. Deci echipa se schimbase mare parte, rămasese doar câțiva, câțiva dintre colegii mei. Greu să joci împotriva fostei echipe, dar suntem profesioniști și ne facem treabă. Nu, n-am dat împotriva Chiajni, nu. Uite, poza asta, ți-am zis înainte de misiune că e una dintre fratele mele. Aici l-am, văzut, l-am văzut pe Runi și după te-am văzut pe tine. Alina, dacă poți, te rog să mai lași poza aia puțin. Și în spate cine era? Că nu mai știu cine avea numărul. E cineva micuț, doar Rio Ferdinand. Muntele de om. Dar aici cred că am câștigat duelul la cap. Am reușit să deviez mingea. Cum te-ai simțit când ai jucat împotriva Manchester United? Și ce ai... Champions League nu se compară cu nimic din punctul meu de vedere. E colmea fotbalului în... Ați intrat în grupe atunci, nu? Direct în grupe, da, da, da. Am făcut parte din... Cu cine ați picat în grupă? Că eu ți-am spus, eram cu Benfica, Manchester și Basel. Unde și ați câștigat atunci vreun meci? Nu, din păcate n-au reușit. La Basel, prima etapă, am... egal? Puteam să facem un egal, dar am pierdut în penalti. Undeva în minutul 70 ceva am luat gol. Am marcat și primul gol din istoria lui Galațiului în Champions League, în meciul acela. Ai marcat și altele? A mai marcat cineva sau e singurul care nu, am mai marcat Liviu Antal, Giurgiu, am mai marcat, dar eu am fost primul care am înscris din istoria oțelului în meciurile din Champions League. Ce m-a marcat cel mai mult, cred că experiența de la Manchester. Chiar vorbeam cu, cu colegii la încălzire, când am terminat... Făceați încălzirea pe Old Trafford? Da, da, da. Când am terminat încălzirea, erau, cred că erau undeva la 20-30.000 de suporteri. Și am zis, bă, n-au cum să vină să ne vadă pe noi. Un meci ușor cu Manchester, cu Galațiu, sigur nu vin. Când am intrat la vestiare și am ieșit pentru începerea meciului, 75.000 de oameni. Spune unde am stat ăștia, dar au intrat așa repede. Da, o experiență de neuitat. Era presiune mare din cauza spectatorilor? Uiți pe teren, e la început, acolo și... da, e la început impactul când intri pe teren și vezi atâta lume, dar după aia în febra jocului se uită toate emoțiile. Dar pun presiune, țin minte și acum că undeva pe la jumătatea terenului am primit o pasă și mi-a băgat alunecare Rio Ferdinand, m-a luat cu tot cu minge. Și am stat câteva secunde pe jos. Te-au și am început să mă fluire că eu simulez, dar de fapt mă luase cu tot cu fulgi Rio Ferdinand. Ai schimbat tricoul după cu cineva? Da, am tricoul lui Rooney și de la meciul tur al lui Vidic. Foarte, foarte tare, ai colecție. Da, da, și Rooney, da. s-a retras de curând. Da, 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 am văzut. După, și la cu cine ați mai jucat? Cu Benfica? Cu Benfica, da. Și acolo la fel, tot o... mulți fani. Mulți fani, multă... volturul coborând în tribună. Experiență de neuitat. Au și coreografii, da, interesante. Da, da. Ții minte că Manchester, cu un an înainte, fusese câștigătoarea Champions League. Mm-hmm. Dar deci, următorul an nu s-au calificat. Au ieșit pe locul 3. Din grupă s-a calificat Basel cu Benfica. Chiar o deci surpriză foarte mare, da. Ei au fost un loc în fața voastră. Da, da. La ce echipă și de ce te-ai simțit cel mai bine? La Galați, pot spune. Am stat undeva la 5 ani jumate acolo. Practic a fost a doua mea casă, orașul care m-a adoptat foarte repede. Și am avut cele mai mari rezerve. M-am simțit foarte bine acolo și cu greu m-am despărțit de acel oraș. Încă sunt legat de acel oraș. Am foarte mulți prieteni acolo. Și pentru mine rămâne... orașul cel mai important. Care a fost cel mai important meci din cariera ta pentru tine? Eu cred că cel cu Timișoara, pentru că era o presiune extraordinară pentru acel meci. Era meciul decisiv și multă lume nu ne dădea nicio șansă. Până la acel meci, lumea nu ne-a băgat în seamă și tot spunea că Oțelul nu are forța de a câștiga campionatul. Când auziți chestia asta, voi, echipa Oțelul, vă ambiționați? Da, sau da, chiar ne ambiționau lucrurile astea. Pentru că ții minte și la sfârșitul turului, tot așa, eram pe primul loc, la o distanță cât de cât considerabilă de celelalte contracandidate și știți cum e presa.
de Galați nu prea se vorbea deloc, tot Steaua, Dinamo, Rapid, se discută, nu ne-a băgat nimeni în seamă. Și de-aia a fost o surpriză foarte mare, doar noi și cei de la Urziceni ce-am mai reușit, dar Urziceni a investit destul de mult în perioada aia când Am Petrescu. Au avut jucători foarte buni. Au avut jucători, la noi a fost același nucleu. Au fost jucători mulți. Bine, și voi aveți un grup unit. Aveam un grup unit, dar n-am făcut transferuri. Noi a fost un nucleu care s-a construit în 2008 și abia în 2010-2011 au fost rezultatul ăsta. Au fost două, trei schimbări. Să câștigi campionatul. Care a fost secretul vostru? Cum ați reușit cu Oțelul Galați? Tocmai tu mi-ai zis că nu vă dădea nimeni nicio șansă. Care a fost diferența dintre voi, Steaua și Dinamo și cine se mai lupta la titlu? Cred că forța grupului a fost cea mai importantă. Într-adevăr, era și Dorin Munteanu care ne-a pregătit draconic în acea perioadă. Ții minte acum... Făceați mult fizic? Mult fizic, mai ales că antrenamentul de iarnă când mergeam în Poiana Brașov, era moarte de om. Nici acum nu mai merg în Poiana, mi-e frică. Va să mai iau pe aleile alea să încep să alerg. Să aduce aminte de Da. Cred că pregătirea fizică și grupul a fost cele mai importante criterii. Care sunt, uite-am o întrebare pe care o pun tuturor invitaților, care sunt sfaturile sau un sfat pe care ai vrea tu să-l fi știut atunci? Adică dacă tu ai putea să spui acum ceva lui Marius de la 16 ani, ce ai spune? Cred că i-aș spune să antreneze separat de cadrul echipei, să facă ceva individual pentru el, să dezvolte ca forță, ca viteză, pentru că trebuie să adaptezi fotbalul și cerințelor din ziua de azi. Cum ți se pare astăzi fotbalul românesc? Da, din păcate este într-o scădere, din punctul meu de vedere, dar încă produce jucători, am văzut și cei de la FCSB au un lot foarte bun cu jucători tineri de valoare pe care se cer milioane de euro, dar este într-o scădere. Sperăm să se revină la echipele de tradiție. Care crezi că e problema? Sau ce s-a întâmplat între timp? Multe din echipele de tradiție au dispărut din fotbal, suporterii s-au îndepărtat de stadion și cred că nu mai este interesul care era înainte. Oamenilor cu bani nu mai sunt atrași de acest fenomen și, din păcate, lipsa de valoare se vede. Vreau să mai întreb ceva. Am citit ceva despre tine, că ai fost și în afara țării. Ai plecat, ai zis înainte că ai fost în Azerbaijan. Da, de la Galați am plecat un an și jumătate în Azerbaijan. Cum a fost perioada aia și ce ai văzut acolo? A fost o perioadă bună, mai ales prima jumătate de an. Foarte bună pentru mine. În jumătate de an am ajuns să fiu golgheterul echipei. A fost golgheterul? Da, de două ori jucătorul lunii în Azerbaijan. A fost o perioadă bună pentru mine. Într-adevăr, nivelul era puțin mai slab decât în România, dar jucătorii aduceau jucători pe sume foarte mari și jucătorii de renume în acea perioadă. Care a fost cel mai puternic sau adversar pe care l-ai avut? Cel mai... Cu siguranță, Rio Ferdinand și Vidic. Erau fundași și centrali la Manchester United. Da. Ai trecut de aici și ți-au dat vreun cot ceva? Mai loveam, da. Ți-am spus cum a fost cea mai devreme, când alunecarea a băgat alunecarea și tot suportul i-a crezut că stimulez. Citisem ceva despre tine într-un articol, ceva despre un... Te luase un antrenor datorită Football Manager. Este oarecum și povestea asta. Era manager la clubul din Azerbaijan. Ah, ok. El își făcuse echipa și mă transferase la echipă la Football Manager. Și am avut evoluții foarte bune la el. Și așa a propus și președintele. Dom'le, luați-l 100%, că uite ce face și la Football Manager. Dă goluri, e bun pentru noi. Vreau să mă mai întorc puțin la Oțelul, pentru că a fost... Corect, apogeul carierei și cea mai frumoasă perioadă pentru tine. Cum te-ai simțit când ați reușit voi, echipa aia, la care nu spera nimeni să câștige campionatul, să reușiți să le arătați tuturor și lui Steaua și lui Dinamo și lui cine mai era atunci să băgați titlul? Era Rapidul, Vaslui investise foarte mult în acea perioadă, țin minte că erau Adel, Adailton, Wesley, Stămărtean, avea echipă foarte, foarte bună în acea perioadă Vaslui și... Cred că și ei au fost unul dintre
contracandidați, că chiar dacă au ieșit undeva din calcule cu 4 etape înainte de, sau 3 etape da, de final. Da, se jucau până în ultima etapă. Da. Era frumos. Acum am avut norocul că nici Steaua în acea perioadă și nici Dinamo, nici Rapidul n-au avut liniște și n-au avut rezultate. Și cum ți-am spus, nu ne-a băgat nimeni în seamă. Cred că lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult și nu a pus presiune foarte mare pe noi. Poate în ultimele 5-6 etape s-a pus o presiune, când au început să se joace cuțitele pe masă ultimele etape. Și atunci celelalte contracandidate ne-au luat în serios. Dar până atunci nu ne-a băgat lumea seama. A fost o surpriză enormă pentru toată lumea, pentru tot fotbalul românesc și mai ales și pentru noi. Ce sfat ai pentru cei care ne-au urmărit și ce le recomanzi tuturor juniorilor care sunt acum la echipe de club mai mici? Ce sfat ai pentru cei tineri? Pentru cei tineri să-și urmeze visul, indiferent că este fotbal sau că nu este fotbal, e important să-și urmeze visul, să știe exact clar ce își doresc de la viață. Iar pentru cei care aleg să facă fotbal, cum ți-am spus, să se perfecționeze în fiecare zi. Să urmărească, sunt atâtea lucruri, cum ai spus și tu, ne putem folosi de YouTube, acum putem vedea diferite antrenamente, și individuale și colective, trebuie să dezvolți în fiecare zi. Cine a fost în spatele tău în toată cariera asta și cine te-a ajutat cel mai mult? Ți-am spus, am crescut într-o familie de fotbaliști, tatăl meu fiind fotbalist și jucând și la nivel foarte mare, tu ești foarte tânăr, am jucat prin anii 80 la Steaua, chiar imediat după câștigarea Cupei Campionilor. Practic, el mi-a insuflat acest microb și am crescut cu el și mi-am dorit să fac fotbal de mic. A fost dur cu tine? E aici cu noi în platou? Nu. Chiar ți-am spus mai devreme. Eu când m-am apucat de fotbal profesionist și am plecat la un club, el nici n-a știut că m-am apucat de fotbal. Niciodată nu m-am pins spre sportul ăsta. Deci nu te-am pins de la spate? Nu. Niciodată n-am pus presiune pe mine. Nici nu știu dacă... E aici prezent și nu știu dacă a fost la 15 meciuri la junior la mine. Vrei să-l chemăm puțin să vorbești cu el? Nu e problemă, dacă nu vă deranjează și el își dorește, vedem. Hai să punem, o să punem o virgulă și o să-l chemăm pe tatăl tău în platou. Facem. Dragi prieteni, am revenit în platou, iar alături de noi a venit tatălui Marius, Gheorghe Penea. Vă mulțumesc frumos că ați acceptat să veniți din spatele camerelor. Și vreau să vă întreb, cum vă simțiți când îl vedeți pe băiatul dumneavoastră așa mare și cu cariera asta pe care a realizat-o? Mândru și împlinit. Nu i-am insuflat eu aceasta, a crescut în casă cu dorința deci de a ajunge fotbalist, că a văzut la tatălui, dar niciodată n-am împins copiii de la spate. Deci lasă să facă ce simte. Exact, o vadă că cel mic nu a îmbrățișat această... Am și eu un frate la fel. Eu sunt, și mie îmi place fotbal, eu alerg, îmi place treaba asta, el stă pe calculator, n-are nicio treabă unul cu celălalt. Așa a fost și fratele meu, și el a încercat o perioadă să se apuce de fotbal. Văzut-o pe mine și nu i-a plăcut să trezească dimineața, să plece la antrenamente, nu. Bine, s-a lăsat repede. E și o concurență între frați, nu știu dacă ai simțit cu fratele tău. Nu cred că a fost. Cred că avem o relație foarte bună și n-a fost niciodată vorba de concurență. Dacă ați jucat fotbal, crezi că era poate altfel. Dacă jucam fotbal, cred că cu siguranță. Era văd că mă întâlnesc la fotbal cu frații Here și văd ce ambiție între ei. Mereu se ceartă, doar ei doi, când sunt în aceeași echipă. Nu știu cum funcționează ei la Metalul Globus. Care a fost cel mai frumos meci la care ați fost la Maius? Acel cu Timișoara, unde a și înscris golul victoriei, campion. Ce sentimente v-au încercat când ați văzut că a dat gol și că tot stadionul a intrat? Vă dați seama că din tribuna se ridică pe gard. Deci după ce s-a terminat și am intrat pe teren, țipam, urlam la el, dar nu o să mai auzea, că intrase toți spectatorii, vacar, bucurie. Deci a fost ceva de nedescris, adică... Au fost niște momente foarte frumoase. Super. Când eram Marius mic, nu l-ați dus la un meci să știi acolo că îl susțineți? Nu l-am dus, a venit băiatul singur, fiindcă eu mai am activat până la 37 de ani, m-am lăsat în divizia B la Juventus Colentina. Deci el era undeva la 16 ani. Vreți să ne povestiți puțin despre cariera de fotbalist pe care ați avut-o? Eu am avut o carieră destul tot la progres, am început și eu
Deci ai urmat pe asta, da, se leagă. E involuntar, fără să vreau, fără să-mi propun lucrul ăsta. S-au legat așa, da. Păi fostul meu antrenor de la copii și junior, a fost colegi împreună. După aia am aflat. Nu, nu știam. După aia mi-a spus antrenorul. Băi, eu am jucat cu taicătul la Progres. Nu știam, domn profesor, unde zice. Cum era fotbalul românesc în perioada dumneavoastră? Față de cel de acum. Mult mai bun. Adică mai fotbaliști, mai... Erau băieți mai serioși. Spectacol, mai... Nu de seriozitate. Adică și acum am impresia că dacă eu nu mai prea urmăresc așa campionatul nostru. Dar eu cred că și acum sunt serioși jucători profesioniști, că de-aia-s plătiți, dar... Cred că e mai serios fotbalul acum decât în vremea exact, voastră. Exact, noi am fost non-amatori. Erau fotbaliștii mult mai talentați, mult mai tehnici. Acum trebuie să fie. Era mult spectacol pe teren. Era mult spectacol. Acum e totul muncă în teren, din păcate. Sunt foarte puțini jucători care mai fac diferența la nivel tehnic. Foarte mult fizic și nu mai am citit să văd așa. Fizic și tactic. Se lucrează foarte mult tactic. Citisem un articol că, nu mai știu, la Barça sau la Real, le schimbau sângele la un jucător după anumite. Știu că nu e voie să faci asemenea practici. Sau vulgarul să facă, nu știu sigur. Nu știu dacă au voie. Știu că sunt și niște scandaluri și pe la noi știu că sunt niște probleme cu agenția de doping, tot așa că și-au făcut niște vitamine unii din jucători. Da, nu știu, e dubioasă treaba asta. Eu spun sigur că sunt deja să ajunge să fie ca unii robot. Zic că e da, 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 pe asta zic, asta zic. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru că ați venit la drag, emisiune. Mulțumim de invitație. Dacă aveți un mesaj pentru cei care ne-au urmărit? Să fie alături de dumneavoastră, să vă urmărească cu interes pentru că aveți emisiuni foarte bune. Și sperăm să fie și alături de fotbal. Cei din guvern și toți cei care se ocupă să ne lase să se implice mai mult. Se implice mai mult statul român, guvern, în asta, sport. Asta ne dorim și noi și sperăm în ca... În sport și în alte activități. Cum a fost pe când era Hagi Junior și erau toate centrele astea de copii și junior, care erai școală, fotbal... Asta și zic, să facea centralizat. Exact. Asta a încercat să facă și el la viitor. Și, dar, băgate, este singurul club. Și am înțeles că cei de la FCSB acum au demarat un proiect și fac undeva, vor să copieze ceea ce a făcut Hagi acolo. E bine pentru fotbalul românesc, pentru că noi, ca români, suntem talentați în multe sporturi, nu numai în fotbal, dar, din păcate, trebuie să lucrăm și într-un cadru organizat pentru a ne dezvolta. Toate lucrurile astea se leagă, nu? Clar, unul afară altul nu o să poate. Dacă tot ai spus de Steaua, vreau să te întreb ceva, sper să nu te speri, FCSB sau Steaua, care e? E greu de spus cu scandalul ăsta. Acum ce pot să spun eu? E Steaua București. Care e Steaua București? Deci FCSB-ul este Steaua. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. Și, dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Sunt Dan Drăvășan, cu mine a fost Marius Pena și domnul Gheorghe Pena. Vă mulțumesc încă o dată. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.